greșit. Vasile! Da, mami. Vasile, ce este parola mea pentru asta? Care parola? Parola mea pentru Facebook. Ce este parola mea pentru Facebook? Da, mami, de unde să știu parola ta pentru Facebook-ul tău? Tu mă stresezi mereu. Ai fost aici 9 luni. N-am mâncat, n-am spalat. Și acum am nevoie de ajutorul tău. Nu vreau să-mi spui parola mea. Da, mami, nu știu, jur, de unde să știu? Cioara prăjit. Mama Lenuța 1, 2, 3. Vasile, mă amintesc acum, scuze. Vasile, unde e Vasile? Vasile? Vasile e în camera. Vasile! Vasile, vino, a venit unchiul tău! Da, mami! Să rămână unchiule. Bine ai venit la noi. Vasile, uite ce mare ai crescut. Vasile, hai să-ți dau niște bani, pentru că mâine o să fiu plecat, știi? Să cumpăr ceva pentru tine. Hey. Pentru mine? Mulțumesc frumos! Uite la el, e foarte fericit acum. Mulțumesc! Cu plăcere, cu plăcere. Să ai grijă de mama, da? Bine, trebuie să plec acum, da? Ne auzim! Da, mami! Puiule, dai-mi bani ca să țin pentru tine. Și eu îți dau când o să ai nevoie, da? Puiule, hai! Hai, mama, iar îmi iei banii, mereu faci asta! Taci, mă, nu știi nimic. Vreau doar să-i țin ca să nu-i pierzi, da? Atât! Mă, pulă, asta în care-ți faci cartofii prăjiți cu ulei! Asta... E fără ulei, se gătește fără ulei. Mi-ai futut un litru de ulei în două tăfi ca să ai ce arunca. Fută ce pula să ce fută astăzi. Mami, mă duc afară să joc fotbal cu dracușor. Vasile, e foarte frig afară. N-ai cum să pleci așa dezbracat. Du-te și ia ceva pe tine, o geacă și poți să mergi. Dar nu mi-e frig. Nu ți-e frig? Fut-o una acum în gură. Du-te și ia ceva pe tine. Bine. Cam 2 săptămâni la soara mea. Da. Bine, la revedere. Vasile, hai să mergem. Hai. Yo, mam, ce faci, mam? M-am întors. Vasile, puiul mami, ai întors. Ah, Vasile. Mi-e foame, mam. Vreau să mănânc. Dar stai, Vasile, ce se întâmplă cu vocea ta? Ai stat numai 1 săptămână, Vasile, 7 zile. Calmează, mam. Am făcut sarmale, mama, ligă, ciorbă, orice vrei tu, hai să mâncăm. Vreau să mănânc spaghetti, orez, chicken, vită. Mam, știi, mam. Mam, nu pot să mănânc astăzi sarmale. Ce e asta, mam? Nu. Mami, te rog frumos, mi-e foame. Vasile, ai întors vocea ta, nu? Știam, dar, din păcate, nu mai avem mâncare. Ai zis, nu vrei, am mâncat tot. Hai, plecă de aici. Măcar pâinea aia acolo, de la Mega Image. Vasile! Mami! Ce faci acolo? Doamne ferește! Mă învățați, dracușor, să fac așa, pentru că mâine e Sfântul Valentin și trebuie să mă antrenez. Așa să antrenez pentru Sfântul Valentin? Doamne, să frecă în parte așa, totul. Vasile, trebuie să cumpăr bomboane. Flo, ceva dragut, nu să frecă în pat! Da, mami, scuze. Ah, dracușor! O să vorbesc cu mama, dracușor! Tu te învăț, nu mai prostit la dracușor! Du-te! Ultimul ați batiz, mei, fațile! Te prind o data viitoare!
Vasile, te-am prins! Te-am prins! Vasile! Mi s-a dezgobit calul, da 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 da, cam urca la mândra dealul, da 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 da. Hai până-o. Mai bine, hai că poți mai bine, dă-i. Mi s-a dezgobit calul. Mi s-a despotcovit calul. Mi s-a despotcovit calul. Ăla-i. Mi s-a dezgobit calul. Mi s-a despotcovit. Mi s-a descobit calul. Nu descobit, că nu are, nu s-a scobit în nas. Nu s-a scobit în nas. Mi s-a despotcovit, despotcovit calul. Despotcovit. Dar nu COVID, COVID. COVID cancer. COVID. Mi s-a descobit calul. Nu. Ce pumnă de la e? Dă-i. Mi s-a dezgobit calul. Fii atent, să moară familia mea, că mă jur. Dacă n-ai tras cuvântul ăsta corect, stăm până la 8-10 dimineața, până la 12 ziua stăm aici. Și dacă nu-l tragi corect, contractul și prietenia noastră se va termina. Până nu-l tragi corect cuvântul ăsta. Hai. E greu, mă, să-l tragi. Îl tragi corect, hai. Mi s-a dezgobit? Hai. Nu, hai, da, dezgobit. Mi s-a despotcovit. 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 Cum? Nu știu, mă, cum să zic. Despotcovit. Despotcovit. Nu co-covid. Despotcovit. Despotcovit. Ăla e, hai. Despotcovit. Hai. Mi s-a dat cum e convingă calul. Mami, se certă vecin. Mami, mami. Da, Vasile. Vino, vino, vino. Vasile, ai terminat cu tema de matematică? Mami, știi vecinul nostru, aia sus, se bate. Bine, hai, vin acum, du-te, vin. Hai, mami, hai. Vezi, mami, el nu bate, hai să mergem acolo să o ajutăm. Vasile, nu a ajutat pe nimeni. Nu fi nesimțit. Vasile, nu se ceartă. Se joace ping-pong. Vasile, ping-pong, da. Ah, ping-pong. Vreau să joc și eu. Hai, mami, pot să mă duc sus să joc ping-pong? Îmi place să joc ping-pong, așa. Ai luat dragi? Ce treabă ai tu cu vecinii? Trebuie să joci ping-pong. Îți dau ping-pong în capul tău cu asta. Taci, dracu, și termin cu tema aia. Cioara prăjită. Am luat patru la mate. O să mă bate mama. Ce s-au spus acum? Bună, mami. Vasile, pui, mami, ce faci? Știi că ți-e foame. Da. Stai să-i dau mâncare. Mulțumesc. Susu, măleacă, de asta să mă laud, măleacă. Alo, fă. Fă, ce faci, fă? Da, fă, vreau să mă laud, o leacă la tine, fă, trecușorul al meu a luat un nou, fă, la matematică, fă, ce mândră sunt, nu știu cum a reușit prostul. Ce bine am scăpat, Doamne, mă iubește Dumnezeu. Mă duc acum să văd ce a luat Vasile, sper că el nu m-a dezamăgit. Te pup jos, pa! Vasile! Vasile, știam că e ceva în regulă cu tine, știam! Ai primit rezultate la mate, nu? Prietenul tău, Dracușor, a luat 9. 9 a luat Dracușor la mate. Ce a luat? Stai. Termin de mâncat și îmi spui ce a luat la mate. Mami, vreau să ies afară cu Dracușor. Înainte să ieși cu Dracușor, du-te și spală toată vaselea acolo, la cuveța. Du-te acolo acum. Mami, am spălat-o deja acum 2 ore. Am făcut tot, am spălat-o, am făcut curat peste tot acolo la bucătărie. Ah, ai făcut-o deja. Vasile, du-te și ia aspiratorul. Aspirator și dai pe jos peste tot. Du-te.
Mami, am făcut-o deja, am dat peste tot cu aspirator, chiar, uite, vino și vezi, am făcut-o deja. Am făcut-o deja, am făcut-o deja. Vasile, du-te la bucătărie, o să vezi o pungă de orez care am lăsat acolo. Hai, vino cu orez aici, du-te! Mami, dacă nu vrei să ies cu Dragușor, spui, ce e cu fașa, am făcut tot. Da, mă duc să iau orezul. Fă-tună în cură acum. Mami, da, asta e orezul, ce fac cu asta? Punga aia de orez, vreau să numărește câte boabe are în punga aia și după poți să ieși afară. Mami, cum să numărește câte boabe are orez? Dacă nu vrei să ies cu Dragușor să-mi spui ce să zici. Ce ai zis? Îți faci joc de mine, nu? Nu, mami, nu. Sarmalele care am lăsat la oală, unde sunt? Unde au dispărut, Vasile? Nu, mami, stai să-i zic. L-am mâncat ca să nu mai doare stomacul de la medicamente. Medicamente, salacu. Pui, mami. Dar, Vasile, ce medicament ai luat? Picatura de ureche. Picatura de... Vasile! Mami! Mami! O să mai fac asta de... Mama, Vasile, veniți puțin! Da! Bună, cum te simți? Cum mă simt? Mă simt foarte bine! Sunt foarte ok! De ce? Am auzit că ți-ai rupt piciorul, ești mai bine acum? Picior? Eu n-am nimic cu picior, sunt foarte bine. Cine ți-a zis că am rupt picior? Păi mie mi-a zis Vasile că ai căzut pe scări și nu poți să vii la ședința cu părinții, că ai piciorul rupt. Vasile, n-am știut despre niciun ședință a părinților. El nu mi-a zis, eu n-am... Îmi pat pe Vasile, n-am rupt niciun picior. Uite, sunt bine. Ieri am avut ședința și am văzut că n-ai venit și l-am întrebat pe Vasile ce ai pățit. El mi-a zis de piciorul tău. Ieri? N-am știut. Mulțumesc. Vasile! Vasile! Mami! Vasile! De ce ai zis că am rupt picior? Nu! Ca să nu merg la ședința cu părinții, nu? Acum îți rup piciorul tău, vino aici! Mami! Îmi pare rău! Mami, nu, nu, nu! Mami, stai! Vasile, ce faci, Macor? Bă, tu vezi de ceasul? În loc să fii la școală, măta, știe că fumezi? Stai că o sun eu pe măta acum și ce-i spun. Vasile, pui mami, ce faci? Bună ziua, mami. Cum a fost la școală astăzi? Școala a fost foarte, foarte bine, foarte bine. Ți-e foame, nu? Uite, am făcut mâncare pentru tine. Domnul Aian a sunat pe mami. Am crezut că ar suna pe mami și o să mă bate mami. Mă iubește Dumnezeu, am scăpat. Vasile, vorbesc cu tine! Da, mami. Da, da, mi-e foame. Hai să-ți dau mâncare, da? Îți dau mâncare să mănânci. Iei! Iar dracu să fii! Țigara îți trebuie, nu? În loc să studiezi și tu apuca de fumat! Vasile, vin încoa! Vasile! Mami! Nu mă mai fumez! Jur! Mami! În loc să pleci acasă, s-a ascuns după mașină, încă fumează? Stai că sun eu pe măsa acum. Alo! Fată, ce faci? Unde ești? Vezi că Vasile al tău nu e la școală. E după mașină, fumează, l-am prins mai devreme și s-a schimbat locul acum. Sper ca nimeni n-a sunat mama că am fumat din nou, să nu miroase deget. Mă bate mama. Că e bine. Bună, mami. Vasile, ai fumat? Nu, nu, n-am fumat. Da să miroase bun. Hai. Să fii cu minte. Norocul Vasile,
să bagi din șlincul. Data trecută a fost țigă, acum a apucat să bagi din șlincul. Vasile! Și din cursa iese foc. Vasile! Mami! Vrei să bagi din șlincul că să iese focul? Vasile! Nu, mami, nu. Nu. Vasile, curul este pentru căcați. Nu să bagi deși de acolo. Ai băgat deși de acolo, nu? Niciodată, mami, nu. Niciodată n-am băgat. Dumnezeu, am vrut o fată, mi-a dat un prost. Vasile, asta este ultimul avertisment. Oamenii a zis că eu te bat mereu și acum o să te las. Studiază, hai, ridică-te și învață. Da. Cioara prăjită. Cum se scriu asta acum? Nu știu nimic. Și trebuie să fii la școală acum. Vasile! Mami! E 8 dimineața, trebuie să fii la școală acum! Ce faci acolo? Știu, mami, dar n-am terminat cu tema. A vârsta ta, a fost cel mai bun la școală, cel mai inteligent. Eu nu știu cu cine sem, poate cu bunica ta. Ce te mai primi să faci? Hai! Profa a zis că eu trebuie să scriu leu, vacă. Și nu știu cum se scriu asta. Leu, vacă! Ce profesor rău ai! El nu ți-a dat ceva mai ușor? Animaluțe mai micut, ca țânțar! Ți-a dat să scrii leu! Aia mar! Da, mami, ai dreptat, e un om foarte rău. Te ajut eu! Hai, stai să te ajut, da? Hai! Leu! Leu! Da! Vaca! Vaca! Vaca, 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 ca, scrii, scăca, vaca, vaca. Hai, du-te la școală. Bună, mami. Vasile, mami, ce faci? Bine. Hai zi, surprins învățător că eu ți-am făcut temele? Nu, dar a zis pe zi ce trece, sunt tot mai prost. Vă rog din suflet, hai să fim schimbat. E pe stradă, a văzut o doamnă care își bate fiul. De ce? Pentru că el a spart un vas. Îți bate pupul, de ce? Știu că eu bat pe vasele mereu. Dar azi înainte, eu sunt schimbat. Nu mai folosesc curia, nu mai folosesc. Pentru că o vase spart, o să schimbăm. Dar copilul nostru nu putem. Te rog din suflet, hai să fii bunit! Vasile, te rog, du-te acolo și ia-o șerpețel. Te rog din suflet, asta e pentru toate mamele. Hai să fii bunit, hai să nu mai batem. Știu că avem un moment în care... Vasile! Da, mami! Ce ai făcut? Ce s-a întâmplat acolo? Am spart o vase. Ai spart vase? Scuze. Am văzut? Uite acum, ce crezi? M-am duc să-l bat. Nu am cum, sunt schimbat. Hai să mă duc acolo, să văd că ce a spart, nu a intrat în pielea mea. Vasile! Vasile! Da, mami. Cum te simți după ce te bat? Mă simt fericit, să știi. Vasile, ești nebun? Cum te simți fericit la așa ceva? Mami, pentru că fiecare dată când mă bat, mă duc să spăl WC-ul. Ca sper WC-ul? Adică? Pentru că mă spăl WC-ul cu periuța ta de dinți. Vasile! Vasile, vină încoa! Vasile! Banii aia care mi-a dat pentru excursie. Da, 2000 de lei care ți-am dat pentru excursie. Ce se întâmplă cu ei? A pus-o la pariu. Banii aia care ți-am dat, ai pus-o la pariu. La vârsta asta. Da. Dar ce? Am câștigat 1 milion de euro. Un milion de euro? Asta e băiatul meu. Hai, vină cu ați, e foame, hai. Vină, stai și mănânci. Vasile, ce vrei? Iau suc sau apă? Suc. Suc! Stai! Vasile, hai! Ei, bei, te rog frumos, nu mai plânge! Băiatul, mami! Vasile,
Stai, mă duc să mă îmbrac, să mergem la cumpărături, să cumpăr multe chestii pentru casa asta. Hai, stai, da? Mănâncă. Dar... Dar ce? Am realizat că jocurile de noroc nu sunt bune pentru nimeni. Așa că am dat înapoi banii câștigat și am pastrat 2000 de lei pentru excursie. Și în drum spre școală am pierdut banii aia pentru excursie. Iar dracu să fii! Asta nu merge! Ce să fac? Vasile! Da, mami. Vasile, vreau să-mi scriu poza de profil pe Facebook. Știi că telefonul ăsta este nou și nu mă pricep. Hai, mă ajută, da? Mami, este foarte ușor, dar am să te ajut. Hai. Gata, uite. Da, ai făcut-o, Vasile. Vasile, încă ceva. Luminozitatea ecranului meu este scăzută. Poți să mă ajut să-l măresc? Știi că sunt bătrân și nu prea văd bine. Hai, ajută-mă. Mami, asta e foarte greu și nu e pentru mine. Trebuie să-l aduc la serviciu și costă vreo 1000 de lei. 1000 de lei? Ah, nu prea am bani, dar... Hai! Asta e ultimul bani acasă, dar... Hai, iei telefonul și du-te și repara, da? Hai! Mă iubește, mă iubește Dumnezeu și-l mulțumesc pentru norocul. Seara, mamă, Vasile, ce faceți? Bună seara! Ce să fac? Mă duc la cumpărături! Îmi cer scuze că n-am venit la mormântare, dar am fost să-l scriu pe la mare, la facultate. La ce în mormântare? Păi mi-a zis fiul meu la mică, i-a spus Vasile că de-aia n-a venit două săptămâni la școală, că a murit bunică sa. Vasile n-a fost la școală două săptămâni! Chiar îmi pare foarte rău, îmi pare rău. Condoleanțe din partea mea, doamnă. Vasile, n-a murit nimeni! Pleacă de aici! Vasile, poate... Vasile asta. Dacă aveam unul care îl omoram. Săptămâna viitoare, puteți să veniți la o înmormântare? Păi până la urmă a murit cineva sau n-a murit, că nu mai înțeleg nimic. O să moară Vasile când o să ajung eu acasă. Vasile! Bună seara, mami. Ai lipsit la școală două săptămâna. Și ai zis că a murit bunica ta. Mami, nu. Vasile! Finishing. Te omor! Ia! Yeah. Ce faci, bă, Vasile, acolo? Iar chiulești de la școală? Nu, stai puțin. Lasă că o sun eu pe mătaș și îi spun ce faci. Nu, m-am învoit de la școală pentru că azi e ziua mamei și vreau să cumpăr flori pentru mama. Aaa, bravo, Vasile. Te aplaud, felicitări. Dacă ar fi toți copiii ca tine, toate mamele ar fi fericite. Încă o dată, mă înclin în fața ta, Vasile. Iar m-a găsit domnul ăsta pe stradă. O să spune mami că n-am fost la școală și n-am niciun bani să cumpăr flori. Ce să fac acum? Am belit-o. Cimitir. N-am nevoie de bani să iau flori de la cimitir să dau lui mama. Da, mă duc. La mulți ani, mami. Azi e ziua mamei și am cumpărat flori pentru tine. Vasile, ai gândit la mine? Ce frumos, Vasile. Da, mami. Vasile. Doamne, mulțumesc. Dacă aș știa de unde am luat florile astea, mă poate până mă omoară. Ah, am scăpat. Mulțumesc, Dumnezeu. Bună seara, mamă, Vasile. Ce faceți? Bună seara. Ce să fac? Am venit să iau pâine pentru mine și Vasile. Voiam să mă întâlnesc cu dumneavoastră să vă întreb ce s-a întâmplat, că l-am văzut pe Vasile cu un buchet mare de tot de flori colorate în mână la un mormânt. Chiar eram curios ce s-a întâmplat. Vasile, cu un buchet de flori mare la un mormânt. Cimitir. Azi e ziua mamei și am cumpărat flori pentru tine. Vasile! Doamne ferece! După tot ce am făcut pentru nenorocita asta, mi-a dus flori de la cimitir. Vasile! Păi l-am văzut ieri de ziua mamei. Mulțumesc! Nu s-a întâmplat nimic. Mă duc acasă. Vasile! Vasile!
Vasile! Mami, sunt la WC-ul! Bă, nenorocitule! Mami, ce-am făcut? Vasile, cu ce am greșit zi? Vasile, ai lăsat un mort fără flori ca să le dau mie. Nu, mami, nu stai. Du-te la cea pe mati, Vasile. Du-te, dragul, Vasile. Mama lui Vasile, ia coborâți puțin până jos. Să vedeți ce surpriză ne-a lăsat Vasile lângă scară. Aștept imediat. Bine, bine, vă aștept aici. Bună seara! Bună seara! Uite ce s-a făcut nenorocitul ăla de fiul tău iar aici. Nu cred, Vasile a căcat acolo. Vasile, băi, fă ceva cu el, că nu mai poți. Nu, Vasile meu nu poate. Nu cred. Ori le duci, ori vă mutați din bloc. Ia sac, nu crezi? Nu, uite că nu te cred. Stai puțin, ia vezi. E Vasile al tău? Vasile a căcat acolo. Vasile, ce să fac acum? Ori iei căcatul de aici, ori le duci, ori vă mutați din bloc. Vasile... Nu mai pot cu Vasile al tău. Mulțumesc. Vasile, mamă! Vasile, ai venit lângă bloc să căcat. Mamă, seara asta mănânci căcat, mamă, Vasile. WC-ul, avem WC-ul, dar uite, uite ce nenorociți. Uite ce curare. Vasile, hai să te prind eu acasă. Vasile! Mami! Ce faci mă acolo lângă geam? Mami, știi ceasul aia care am primit de la bunica? Da, da, știu! Ceasul de la bunica care am primit anul trecută. Am aruncat-o prin geam să văd cum zboară timpul. Ce-ai făcut? Ah, Vasile! Dumnezeu! Am vrut o fată, mi-ai dat un prost! De ia mă dracu, Vasile! De ia mă dracu! Mami! Vasile! Cine a căcat acolo lângă bloc? Cine a lăsat asta acolo? Mami, jur, nu e căcatul meu. Nu știu cine a lăsat acolo. Dacă mint, îți fut una în gură! Cine a lăsat asta acolo? Poți să-l văd mai bine? Da, vino, vino și vezi, hai! Vezi, nu e al meu, mami. Ai gustat-o? Ah, Vasile. Vasile, puiul mami, a început să mănânci căcat. Vasile, ce să... Te mor acum. Te mor. Fie dracu să fii. Mami, mami. Vino aici, Vasile. Vino. Ah, mami, nu mănânci căcat. Mami, stai. Sosul, prea iute. M-a omorât două spunoi. Cine e acolo jos? Ăsta ea cred că e rău, bă. Ce se întâmplă cu ei? Băi, Vasile! Vasile, ești bine? Da, da. Îl cunoști? Da, băi, vecin cu mine. Dar miroase a berie, alcool. Du-te, bă, că Vasile nu bea niciodată. La câte bătaie am mâncat de la măsa asta, sau nu bea niciodată. Da. Vasile, hai să te duc eu acasă, dacă ți-e rău. Mamă! Vasile, tu ești rupt de beat. Să vezi când o afla măta. Mamă, câte bătaie ți-ai astăzi. O sun eu pe măta acum, bă, bei, fumezi, ultimul copil tu ești. Hai, stai, că hai să mergem acasă. Hai, lasă. Vasile, Vasile, vine încoa. Vrei să ajungi la pușcării? Nu, mami. Ai apucat de fumat, de băut și mâine ce mai faci? Mami, nu, nu. Te apuci de furat, nu? Vino cu apa să le tip. Mami! Capul meu! Mami! Am gustat! N-am băut! Ia. Băi, Vasile! Ce faci, băiar, acolo? Bă, tu te droghezi? Nu. Te rog. Stai că o sun eu pe măta acum. Hai să vezi când o afla aia că te droghezi. Nu mă droghez. Nu merge. Dar lasă că o să mai târziu, oricum nu mai scap, Vasile.
a sunat pe mami și mami ne-a răspuns. Poate el a mers la noi acasă să o spună. Ce să fac acum? Ce face la pariu? Băi, Vasile, ce cauți, băi? Și tu joci la aparat. Ia vină cu la mine. Dacă spui lui mama că mă droghez, eu spun la nevastă ta că joci la pariu, te-am văzut. Păi cine crezi, mă, că te crede pe tine? Ești un drogat și mai ești și copil. Hai să vezi tu că nu te crede măta și eu tot te spun. Nu mă crezi, nu? Ok, mă duc să-ți arăt nevastă ta. Te-am filmat, n-ai știut. Bă, Vasile, bă, știi, bă, că tu ești prietenul meu, bă. Acum suntem prieteni. Zilele astea, fiecare dată, când fumezi, tu spun la mama. Hai, bă, Vasile, să cădem cu bala pace. Nu te spun nicio pe tine, nu mă spui nici tu pe mine, da? Dai-mi 10 lei, știi? Și nu spun. Bine, Vasile, hai, ia 10 lei, dar rămâne secretul nostru, da? Vecinu, ai belit-o și tu. Vasile! Stai că o sun eu pe măta acum, să-i spun că iar ai început să faci prostii. Acum furie. Te rog, nu sună mama, te rog. Momentan, clientul apelat nu poate fi contactat. Mama a schimbat numărul ei de telefon, nu mai folosește numărul aia. Chiar nu merge numărul ăsta de telefon. Lasă că mă duc eu la ea acasă, acum și tu rezolv problema. Nu, mama nu e acasă, a plecat. Da, a plecat la țara. Dacă vrei, îți dau numărul ei de telefon care folosește acum. Bine, ia telefonul și scrie numărul aici. Mama Vasile. Ați sunat la Institutul de Psihiatrie Socola Iași. Urmați indicații. Ce-o cea-l dracu, Vasile? Mamă, te omor. Te omor. Da, mami. Vasile, nu mai avem apă acasă. Du-te jos și ia o sticlă de apă repede. Hai, du-te. Mami, poți să cumpăr și pentru mine un biscuit? Hai, ieși și pentru tine biscuit. Repede, repede. Poți să joc cu voi? Sigur? Hai să jucăm. Plecat? Am pierdut bani. Cum să cumpăr apa? Mă bate mama. Ce să fac acum? Nu pot să mă duc acasă. Salut, Vasilica, ce faci? Ia zi, ce-ți dau? Aveți cumva lapte praf? Lapte praf? Stai să mă uit, că parcă aveam. Bă, nu mai avem, Vasile. Nu aveți lapte praf. Aveți lapte condensat? Aveam și din ăsta, dar stai să mă uit. Nu mai avem nici de asta. Mulțumesc. Vasile! Da? Vezi că ți-ai uitat telefonul.